Militarii Armatei Naționale vor reveni pe străzi pentru a ajuta autoritățile în lupta cu coronavirusul de tip nou. Un decret în acest sens a fost semnat de șeful statului Igor Dodon. Ministrul Apărării, Alexandru Pânzăr, a declarat că începând de duminică, soldații vor patrula împreună cu polițiștii și carabinierii în Chișinău. Vom începe Chișinău și vom delega numărul necesar de militari pentru a participa la asigurarea ordinii publice. Vor fi în special delegați la stațiile auto în vederea neadmiterii aglomerării de oameni. Un ordin similar a fost semnat de Igor Dodon la începutul lunii martie. Atunci Armata Națională a scos nu doar ostașii, ci și tehnica militară în capitală. Acest lucru însă a trezit nemulțumirea unor oameni, iar unitățile de tehnică militară au fost retrase din spațiile publice.